Sesiunea aceasta este despre doctrinele Harului. Ele sunt uh, numite și cele cinci puncte ale calvinismului sau sumarizate prin acronimul TULIP. Vreau să avem uh, acronimul scris aici sus TULIP ca să pot să vă explic mai bine despre ce este vorba. Uh, doctrinele Harului sau cele cinci puncte ale calvinismului, apropo, nu vin de la Calvin. Este o înțelegere. Istorică, eronată. Cele cinci puncte ale calvinismului nu vin de la Calvin. Calvin ar fi fost oripilat la gândul și ideea că cineva ar fi numit un sistem teologic după numele lui sau că ar fi numit o biserică după numele lui. Cu siguranță toți reformatorii ar fi fost oripilați la gândul acesta. Cum s-a spus deja, ei n-au vrut să facă o altă biserică cum vorbim noi, și-a făcut nu știu cine o altă biserică, ei n-au vrut să facă o altă biserică, ei au dorit ca biserica să fie reformată după cuvântul lui Dumnezeu. Și au ajuns la concluzia că ceea ce încercau să reformeze nu era de fapt biserică. Da? Și Evanghelia creează biserica, Biblia a produs altă biserică. Asta este, acesta este un lucru foarte important. Și chiar dacă folosim expresia cele cinci puncte ale calvinismului, noi nu vrem să ne asociem neapărat cu un om, dar recunoaștem că Dumnezeu, într-o perioadă anume a istoriei, a lucrat într-un mod extraordinar. Da? A dus lumina Evangheliei în Europa prin acești oameni. A fost decizia suverană a lui Dumnezeu. Cele cinci puncte ale calvinismului sau calvinismul nu este toată Biblia. Când vorbim despre doctrinele Harului, este același lucru, mă refer la același lucru. Doctrinele Harului, cele cinci puncte ale calvinismului, astea nu sunt toată Biblia. Sunt un fundament a înțelegerii noastre cu privire la doctrina mântuirii, dar nu sunt toată Biblia aceste doctrine se referă strict. Când auzit cele cinci puncte ale calvinismului, trebuie să vă gândiți imediat la doctrina despre mântuire. Cele cinci puncte ale calvinismului sau tulip sau doctrinile Harului se referă strict la doctrina reformată cu privire la mântuire. Reformații nu au format calvinismul sau reformații nu au format doctrinele Harului. Doctrinile Harului au fost formulate de Hristos și Apostoli. Deci noi nu venim după 2000 de ani, după 1500 de ani și încercăm noi să formăm doctrine. Nu ei au formulat, da? au găsit prin anumite exprimări, în mărturisiri de credință, în crezuri, în cărțile lor, în comentarii și așa mai departe, au găsit de cuvinte să exprime în modul acesta doctrinile Harului. Aceasta fiind introducerea, vreau să privind la o prezentare subcintă a doctrinelor Harului. Da, aveți cinci cuvinte acolo care reprezintă cinci doctrine sau cinci puncte. Primul punct și ultimul punct se referă la om. T, totala depravare, P, pe perseverența Sfinților în Har. Adică cei om omul înainte de mântuire și cei omul în mântuire. Omul este total depravat înainte de mântuire, perseverează în Har după mântuire. Cele trei litere din mijloc, U, L, I, se referă la lucrarea Tatălui, la lucrarea Fiului și la lucrarea Duhului sunt. E foarte ușor de ținut minte. Omul înainte de mântuire, omul după mântuire. Ce face diferența între un om mântuit și nemântuit? Între același om care e întâi nemântuit și după aceea este mântuit. Păi, la mijloc este lucrarea Sfintei Treimi. Dumnezeu tată Tatăl alege din veșnicie să fim mântuiți, Dumnezeu Fiul moare la crucea de la Golgota și procură mântuirea noastră, iar Dumnezeu Duhul sunt aplică această mântuire. U e alegerea necondiționată, L este ispășirea particulară sau limitată și I este harul rezistibil. Tulipul este un acronim care uh, reprezintă felul în care aceste doctrine sunt sumarizate în limba engleză. Uh, dar așa este cunoscut, așa că le păstrez în felul acesta. De ce cred că este importantă această prezentare? Este pentru că această prezentare arată. Uh, Că factorul decisiv în mântuirea noastră este Dumnezeu. Mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu. Acronimul ăsta nu vorbește deloc, nu prezintă deloc implicația omului, nu că omul n-ar avea o implicație în mântuirea lui sau o răspundere sau un rol, ci pentru că rolul omului sau răspunderea omului sau implicația omului este determinată de lucrarea lui Dumnezeu. De aceea acronimul prezintă lucrarea lui Dumnezeu în mântuire. Acronimul prezintă perfecțiunea lucrării lui Dumnezeu în mântuire pe toți aceia pe care Dumnezeu i-a predestinat din veșnicie, aceia au fost cuprinși de Domnul Isus Hristos în jefa Lui și aceia sunt chemați într-un mod eficace, da? lucrarea Duhului Sfânt are eficiență în proporție de 100%, aceia sunt chemați de Duhul Sfânt la mântuire. Chemarea Evangheliei exterioară se duce la toți oameni, dar chemarea lăuntrică, specifică, specială, secretă a Duhului Sfânt se duce către cei aleși. În al treilea rând, o altă observație legată de acronimul acesta, Aici se evidențiază legătura dintre uh, aspectul etern al mântuirii noastre și cel temporal. Mântuirea noastră începe în veșnicie, în inima lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Mântuirea noastră nu începe când. M-am decis să mă botez. Nu, nu-i mântuirea. Mântuirea începe mult înainte. Și dacă ești arminian sau semipelagian, tot crezi că Dumnezeu din veșnicie, cel puțin o știut că tu o să-l alegi pe el. Da? Doar și dacă ești semipelagian, ceea ce ar fi foarte rău sperând să-ți schimbi convingerea în dupămeaza asta, dar tot mântuirea începe din veșnicie prin simplul fapt că Dumnezeu a știut și a hotărât să creeze lumea și l-a ales pe Hristos să fie mântuitorul nostru. Această, acest acronim, aceste doctrine fac legătura uh, între aspectul exterior al mântuirii noastre și lucrarea interioară. Aspectul exterior este că Dumnezeu ne-a ales din veșnicie, noi nu existam, Iisus Hristos a murit fără să ne întrebe dacă dorim să moară pentru noi, chiar discutam cu natul meu aseară și cineva a spus, da, de ce a murit Iisus? M-a și -a făcut responsabil de chestiunea asta, nu i-am cerut să moară. Trebuia să mă întreb întâi dacă vreau să moară pentru mine, da? Și aparent e logică obiecția aceasta. Acronimul face legătura între aspectul exterior al mântuirii, ce a făcut Tatăl și Hristos la crucerea de la Golgota și aspectul lăuntric interior, când Duhul Sfânt ne atrage prin Harul Irezistibil și ne ține în Har, ne păstrează în Har, ne ajută, ne asistă în mod eficient să perseverăm în har. Uh, ultimele două puncte, în special ultimele două puncte, I și P, harul irezistibil, adică uh, că Duhul să ne atrage ca să fim mântuiți și perseverența Sfinților în har, descriu cum se lucrează mântuirea în noi, de la început și până la final. Eu sunt atras de Dumnezeu, sunt luminat, sunt chemat și după aceea perseverez în har. Până când perseverez în har? Pe păi dacă vorbești de perseverență sau păstrare în har, vorbești despre o perseverență până la capăt, da? E prima fază a mântuirii, sunt chemat prin Evanghelie, prin Duhul Sfânt, este faza a doua, eu progresez în Sfințenie prin lucrarea Duhului Sfânt și este ultima fază când mor și mă duc în prezența Domnului sau vine Domnul și asta dorim noi și suntem proslăviți uh, cu toții, da? IP face legătura și descrie o lucrare perfectă a mântuirii. Nu există în acronimul acesta și în gândirea reformată oameni care cad din credința, și trebuie să fiți atenți aici, din credința adevărată. Sunt oameni care cad de la credință, de o credință mărturisită, o credință ca a dracilor, o credință intelectuală, o credință a omului simțual, ca să-l citesc pe fratele Liviu, dar am simțit, dar am experimentat. Tu poți să fi experimentat multe lucruri. Întrebarea este dacă ai fost cu adevărat născut din nou. Și în literatura Reformaților veți găsi foarte mult această expresie: credință adevărată sau născut din nou cu adevărat, mântuit cu adevărat. Că unii au senzația că sunt mântuiți, dar nu sunt uh, în realitate. Uh, și acum aș vrea, deși nu mi s-a cerut lucrul ăsta, să vă arăt faptul că, înainte de a ne uita în Sfânta Scriptură, faptul că aceste doctrine, odată acceptate, au un impact și implicații radicale în viața noastră. Radicale. Vă dau câteva, câteva exemple. Doctrinele Harului ne aduc o siguranță fundamentală. Dacă tu crezi, de exemplu, că mântuirea ta depinde. Cum se predică foarte des? De voința ta. Frate, Dumnezeu te-a mântuit, dar depinde de voința ta să rămâi în harul ăsta. Dacă tu crezi că depinde de voința ta, te întreb ce siguranță ai mântuirii tale ai tu. Dacă tu azi ai fi convertit, eu îți spun imediat după aceea, de acum înainte, și dacă ai 320 de ani, totul depinde de voința ta. Dumnezeu a făcut totul. Ce siguranță a mântuirii ai tu? Siguranța mântuirii tale nu poate fi extrasă din ce face Dumnezeu. Pentru că tu poți în orice secundă să faci praf lucrarea lui Dumnezeu care a fost făcută în viața ta. Prin simplu fapt că alegi să nu rămâi în credință. Doctrinele Harului, în schimb, spun că Dumnezeu lucrează mântuirea în viața noastră și siguranța ta vine din lucrarea lui Dumnezeu. Aceste doctrine aduc o convingere reală de păcat. În special doctrina depravării totale dar și doctrina alegerii, care îți arată că mântuirea ta nu este în mâinile tale. Ești total neputincios să a face ceva pentru tine ca să fii mântuit. Și un om ca să fie mântuit trebuie să avungă la convingere de păcat. El nu poate avunge la convingere de păcat dacă, dacă e răstarea. El nu va veni să ia medicamentul decât dacă îi spun cât de bolnav este. Dacă i-aș da chimioterapie pentru cancer în faza 4 și pe el îl, doar îl măselele, el o să respingă medicamentul. Dar dacă îl conving și arăt că este în care cancer și în faza 4, atunci va fi probabil dispus să ia medicamentul meu. De aceea este, sunt importante aceste doctrine în evangelizare, în bisericile noastre, în special în relația cu oamenii necredincioși. Pentru noi credincioși, aceste doctrine dau speranță cele mai crunte, lupte și ispite. Noi am dezvoltat evanghelici în România un sistem din asta de autoprotecție și de apărare prin a ne prezenta înaintea celorlalți ca și cum am fi bine totdeauna. Și mulți dintre noi trecem prin lupte crunte și ispite și dubii și tot felul de situații pe care ne temem să le mărturisim celorlalți. Ce o să zic ăștia despre mine? Că eu trec prin situațiile astea, că m-am gândit asta, că mi-am pus întrebările astea cu privire la Dumnezeu, că poate am culis sau am făcut una sau alta. Când tu știi că lucrarea ta este începută de Dumnezeu, continuată de Dumnezeu, în cele mai crunte lupte, singura ta speranță este că Dumnezeu te va ține până la capăt credincios. Pentru mine doctrinele Harului nu sunt un subiect de dezbatere. Fac dezbatere doar pentru faptul că eu cred, din toată inima mea, că ele au implicații profunde în viața noastră de zi cu zi. Apropo, eu sunt moldovean, vorbesc foarte repede, nevastă mai oltean că și vorbește și mai repede decât mine, așa că vă rog să fiți atenți chiar dacă voi foame, da? Doctrine Harului dau putere în procesul sfințirii. Te întreb, dacă tu crezi că mântuirea ta depinde de tine, automat îți întorci ochii spre tine. Hristos a spus, despărțiți de mine, nu puteți face? Nici măcar nu poți să vrei să fii sfânt fără Hristos. Nu doar să acționezi în sfințenie. Însă și dorința de a vrea să fii sfânt vine de la Domnul Isus Hristos. În procesul sfințirii, când te lupți cu păcatul, toți ne luptăm cu păcatul, mângâierea noastră, puterea noastră vine din faptul că noi credem că totul vine. Toată mântuirea este lucrată de Dumnezeu. Doctrinele Harului alungă motivațiile omenești și naturale. Dumnezeu nu mă mântuie fiindcă eu am făcut un pas către Dumnezeu. Doctrina Harului mă dezleagă de orice fel de motivație naturală, firească. Fac asta și Dumnezeu o să răspundă cumva. Nu! Dumnezeu lucrează mântuirea în mine. Nu am ce să-i răsplătesc lui Dumnezeu. Cum pot să-i răsplătesc eu? Nu pot. Nu-ți mai pune întrebarea. Nu poți. Nu ai ce să-i răsplătești. Nu poți să-i răsplătești. Mântuirea lui Dumnezeu este de valoare infinită. Nu ai ce să-i răsplătești lui Dumnezeu. Da? Doctrinele Harului dau totală dependență de Dumnezeu pentru toată viața. Noi nu avem nevoie de Harul Dumnezeu în totalitate când suntem mântuiți, ci și ca să rămânem în mântuirea aceasta. Dacă tu crezi din nou că mântuirea depinde de tine, îți vei întorce ochii spre tine. Asta este opusul credinței, este ateism, este independență de Dumnezeu. În timp ce noi suntem chemați să rămânem cu ochii spre Hristos. Eu nu pot face niciun pas fără puterea lui Dumnezeu în viața mea, fără lucrarea lui Dumnezeu în viața mea. Doctrinele Harului determină virtuțile esențiale în creștinism, care sunt credința, nedejdea și dragostea. Da? Despre credință am vorbit deja. Dacă tu crezi că îți poți pierde de mântuirea, de exemplu, în fiecare secundă, vei trăi în teroare și în frică. Cum vei merge tu pe cale din dragoste sinceră pentru Dumnezeu, dacă tu ești în teroare? tu zici, bă, rămân ca să nu Dumnezeu de pământ să îmi pierde mântuirea, să mă trimită în iad. Asta va fi, fără doar și poate vei ajunge la motivația asta. Nu ai cum să o eviți. Dar dacă tu știi că Dumnezeu a început o lucrare în tine și o va duce la bun sfârșit, felul în care tu vei trăi pe pământ va fi o reacție, un răspuns de mulțumire, de bucurie la ceea ce Dumnezeu face în fiecare zi în viața ta. Doctrinele Harului curățesc și aprind închinarea. Acum când te închini lui Dumnezeu, când numai nu mai Harul, da, el mă face, El mă ține credincios cu adevărat. Nu știu dacă chiar mă ține credincios cu adevărat, că eu mă țin. El m-a făcut credincios. Hai că aș fi de acord aici, dar și aici m-a făcut credincios, fiindcă eu am vrut. Că dacă eu nu vroiam, nu mă mai făcea credincios. Dar să mă ține El credincios cu adevărat, nu prea mă ține, că eu mă țin credincios. Că dacă eu nu mă aș ține, egal cu... Cum va fi închinarea ta? Nu înțeleg cum poți să cânți cântarea asta. Nu pot să înțeleg cum poți să-i mulțumești. Doamne, îți mulțumesc că m-ai mântuit, deși sunt atâția în jurul meu care nu au fost mântuiți pentru că ei n-au ales să fie mântuit. mântuiți, dar eu am ales eu să fiu mântuit. Că alegerea ta nu știu ce fel de importanță avea dacă eu nu alegeam. Închinarea este curată în momentul în care ai dat toate meritele lui Dumnezeu. Și nu-i dai meritele lui Dumnezeu într-un mod ipocrit. Spui, Doamne, îți dau toate meritele ție, deși să fim serioși. Dacă eu n-aș vrea, ce ai putea să faci? Domnul este un care libera voință. Nu? Doctrinele Harului curățesc închinarea și aprind închinarea noastră, să fie sinceră, autentică înaintea lui Dumnezeu. Doctrinile Harului exclud contribuția faptelor din mântuire. Eu nu mă țin în mântuire, nu mă mântuiesc prin faptul că am făcut eu ceva, chiar ceva bun. Eu sunt creștin astăzi, m-am trezit creștin în dimineața aceasta, pentru că Hristos mă ține creștin. Și despărțit de El nu pot să fac absolut nimic. Doctrine Harului îl prezintă pe Dumnezeu mântuitor, nu pe om. Și aici este o afirmație importantă și gravă pe care o fac. Dacă Dumnezeu nu te poate mântui fără să vrei tu, dacă suntem la momentul zero în care Dumnezeu te cheamă prin Evanghelie, Dumnezeu îți propune Evanghelia și Dumnezeu nu poate să te mântuiască fără ca tu să decizi. Te întreb cine e mântuitorul adevărat, tu sau Dumnezeu? Tu! Dacă nu există un har prin care Dumnezeu ne cureci, cucerește, nu ne forțează, să fie foarte clar, nu ne forțează, ne cucerește, dacă nu există harul ăsta care ne cucerește. Și totul depinde de noi. Și în principal depinde de noi. Noi suntem la cârma destinului vieții noastre. Atunci tu ești propriul mântuitor, nu Dumnezeu este. Și nu poți să cânți la propriu. Harul mă face credincios. Ci eu m-am făcut credincios. Da, Dumnezeu a făcut o parte și am făcut o cealaltă. Ceea ce și auzim predicat în foarte, în foarte, foarte multe adunări. Doctrinele Harului linșează metodele manipulative de evangelizare. Dacă tu crezi că totul stă în decizia omului, vei face tot ce poți să-l aduci pe om la punctul în care să decidă. Dar dacă noi credem în puterea cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, predicăm Evanghelia și lăsăm pe Duhul Sfânt să aplice această Evanghelie. Și noi spun, ultima chemare, vezi, acum te duci în ea dacă... Nu, predică Evanghelia și lasă pe Duhul Sfânt să facă lucrarea pe care oricum numai El o poate face. Și nu umple adunările, cum se face de fapt, să umple adunările de oameni neconvertiți, care au luat decizii, cum am luat și eu, multe, multe decizii la multe evanghelizări și m-am dus acasă mai rău de cum am venit acolo. Cu o ipocrizie cu o autoînșelare pe care a trebuit să o confund la un moment dat în viața mea și să văd, eu nu sunt un om născut din nou, indiferent de câte decizii am luat. Protejează, doctrinile acestea protejează evangelizarea, protejează și curățesc evangelizarea. Doctrinile Harului aprind focul sfânt a rugăciunii credinței. Vreau să te întreb un lucru, dacă Totul depinde de fratele tău necredincios, pentru care te rogi ca să fie mântuit, sau de mama ta necredincios pentru care te rogi să fie mântuit. Dacă totul depinde de ea și a ea auzit deja Evanghelia, de ce te mai rogi lui Dumnezeu? Ce vrea să mai facă Dumnezeu în plus? Dumnezeu ți-a răspunde în timp ce te rogi, Doamne, mântuiește mama. Păi n-am ce să-i mai fac. Au auzit Evanghelia, ce să fac în plus? Vrei să o oblig să o mântuiești? Ce să-i fac? Să o forțez? De ce te mai rogi atunci? Dar dacă tu crezi că există o lucrare secretă, specială, puternică, supranaturală a Duhului Sfânt, prin care Duhul se modelează, deschide inima, transformă inima, oricărui om poate să facă Dumnezeu lucrul acesta, atunci, într-adevăr, vei avea un foc puternic în rugăciune. Știi că Dumnezeu poate să intervină în orice caz, indiferent cât de împetrit ar fi omul. Indiferent care ar fi intensitatea respingerii sale, da? Harului prezintă o ispășire reală, nu potențială. Auziți expresia asta, Domnul Iisus a murit ca noi să putem fi mântuiți. Domnul Iisus n-a spus niciodată lucrul ăsta. El am venit să caut și nu se, și n-a zis să dau posibilitatea ca să fie mântuiți unii. Domnul Iisus n-a spus așa. Domnul Iisus n-a venit și a spus, mor, eu sper să mă aleagă cineva. Sper, nu știu, dacă nu o să mă aleagă nimeni, a murit degeaba. Nu a murit Hristos așa. Hristos când s-a dus la cruce a știut pentru cine moare și a văzut o sămânță de urmași, nici să spune din Vechiul Testament lucrul ăsta, a văzut o sămânță de urmaș s-a dus marele preot când se ducea în Sfânta Sfintelor și aducea o odată pe an pentru păcatele poporului, el știa pentru cine aduce ispășire, Aduce și pentru filisteni. O vedea dacă s-o pocăi și ei. Nu era așa. Cu atât mai mult Domnul Iisus Hristos ne-a avut pe inima Lui ne-a avut în inima lui și s-a dus și a ispășit în mod real pentru noi și ispășirea lui este aplicată în mod real, nu potențial. Nu este ceva așa în aer la care noi trebuie să accedem, să avungem cumva la ispășirea lui Hristos, să beneficiem puțin din ea. Nu, ea ne este aplicată în mod real datorită hotărârii lui Dumnezeu. Doctrinele Harului prezintă o mântuire completă. Completă. Dacă îi dai toate meritele lui Dumnezeu în începutul mântuirii tale și după aia spui, dar am predicat chiar și într-o biserică creștină, după Evanghelie mi s-a întâmplat lucrul am predicat în Filipeni 3 despre mântuirea completă pe care ne-o dă Dumnezeu și un frate s-a ridicat. Fraților, fratele Andrei a spus foarte bine, dar să nu uităm că după ce ne mântuie Dumnezeu, totul depinde de noi. Da? Și multe alte lucruri. Doctrinele Harului ne arată că mântuirea noastră este completă lucrată de Dumnezeu. Și începutul mântuirii, credința și pocăința, și sfințirea procesului acesta progresiv până la capăt și proslăvirea noastră. O mântuire completă care ne este dată de Dumnezeu. Da? Doctrinele Harului prezintă Sfânta Treime suverană și perfectă. Tatăl ne alege, Fiul moare pentru cei aleși, Duhul Sfânt atrage pe cei aleși. Să face o lucrare perfectă. Altfel, Tatăl alege, pe cine alege Tatăl din veșnicie? Pe toți? Înseamnă că Fiul moare și El pentru toți, Duhul Sfânt reușește să atragă numai pe unii. Nu prea, da? Sau tata alege numai pe aia pe care i-a văzut să uită pe coridorul timpului, mmm, cam cât să cam atât, lege alege pe ea. Fiul moare pentru toți, nu moare doar pentru cei aleși, iar Duhul sunt uh, cheamă pe cine poate. Da? Și există o rupere. Doctrinele Haru arată că există o lucrare perfectă a Sfintei Trei. Ei au făcut un plan din veșnicie și îl pun la lucru și planul acesta este eficient, adus la îndeplinire 100%. Eficiență 100%. Doctrinele Harului păstrează supranaturalul mântuire. Dacă tu îți decizi mântuirea, nu e nimic supranatural în asta. Deci nu este absolut nimic. Tu nu ești o ființă supranaturală, tu ești o ființă naturală. Dacă tu-ți decizi propria mântuire, mântuirea este un eveniment natural. Și din evanghelizările pe care eu le văd, asta e concluzia pe care o trag. Ei chiar cred că este un eveniment natural. Dacă o simțit, nu știu ce atinge, nu știu ce fior, dacă o decis și dacă o înțeles, te-am declarat mântuit, te-am pus în registru bisericii. Îți dăm plicul cu 10 Cam asta e tactica. Iertați-mi ironiile. Doctrina Harului păstrează gloria doar lui Dumnezeu în toată mântuirea. Este o scenă, este o scenă în, în ceruri descrisă în Apocalipsa unde se cântă neîncetat, mântuirea este a Domnului, dar este a Domnului, dar numai noi am acceptat-o, că dacă noi o acceptam, este a Domnului, dar puține merite ni se merită și ni se, ni se, atribuie și nouă. Că ne uitându-ne la ăștia din iad și ăștia au avut șansa, dar nu au vrut. Deci merit, nu mult, dar măcar puțin și a nostru. Nu, doctrina Harului spun, mântuirea este lucrată în mod decisiv de Dumnezeu și toate meritele să duc lui Dumnezeu. Haideți să ne ducem puțin la istorie. Cum s-au format aceste doctrine ale Harului în forma aceasta? Pe scurt, istoria. A existat o mărturisire de credință galică în anul 1559 care a fost pregătită pentru biserică reformată din Franța. Mărturisirea asta galică a fost preluată, dezvoltată, revizuită și a ajuns să fie numită mărturisirea de credință belgiană sau mai este numită belgică. Mărturisirea aceasta a doua despre care vă vorbesc, belgică, a fost folosită în bisericile reformate din Olanda. Era acceptată în unanimitate. Ce s-a întâmplat? Controversa s-a născut când Arminius, ați auzit de el, avem curentul arminianist, Arminius s-a apucat să predice pe Cartea Roman. Și când a ajuns pe la Roman 7 și după aceea la Roman capitolul 9, el a evitat discuția despre predestinare. A început să-i se aducă anumite acuzații, a fost profesor, a avuns profesor la Universitatea din Leiden în 1603. El a format o școală de predicatori, o școală de teologie acolo și a început să-și spună ideile sale. Și în anul 1604, la un an după ce a avut profesor, nu n a putut să se stăpânească și a pus pe un anume Willem Bastingius să-i prezinte ideile sale. Nu el, l-a pus pe ăsta, un acolo ideea lui. Și... În universitatea aceasta a prezentat ideile sale care erau contrare a ceea ce spunea mărturisirea de credință, a ceea ce se credea în Olanda, în bisericile reformate. În aceeași universitate era un, un alt profesor, Gomarus, care era reformat cum era majoritatea, care a pus și el la rândul lui pe altcineva în anul următor să-l combată pe Arminius. Da? Au urmat niște dezbateri publice pentru că i au pus presiune să se lămurească problema asta cu mântuirea. E din veșnicie, nu e din veșnicie, este irezistibil, nu există și așa mai departe. Și au fost uh, trei dezbateri publice în anul 1608 uh, și apoi uh, două în anul 1608 și una în 1609. Lucrurile nu s-au lămurit pentru că în anul 1609 Arminius a murit. A murit pentru că la o conferință s-a îmbolnăvit, s-a întors în Leiden unde a murit. Nu s-a tranșat problema aceasta. Însă ucenicii lui Arminius, după ce a trecut supărarea că a murit stăpânul, au ridicat problema în anul următor. S-au strâns vreo 46 de acum înșel de slujitori, cu două persoane proeminente în grupul acela, care au fost și reprezentanții lor la un moment dat, au exprimat vocal, în scris părerile lor, s-au strâns și au scris un protest. Și în protestul acesta au taxat cinci doctrine din mărturisirea de credință belgiană, care era reformată, da? Ceea ce noi avem astăzi, doctrinele Harului, sunt un răspuns la cele cinci doctrine. Prima dată n-au fost cele cinci doctrine calviniste, ci au fost cele cinci doctrine arminiene. Foarte puțini oameni știu lucrul ăsta. N-au fost cinci doctrine calviniste. A existat o mărturisire calvinistă sau reformată, da? care nu avea cinci doctrine, avea foarte multe articole. Din toate articolele acelea, ei au spus, nu suntem de acord cu aceste cinci articole care vorbesc despre mântuire. Și au făcut un protest. L-au semnat și l-au dat la autoritățile locale, că biserica nu făcea nimic fără autoritățile locale. Lucrul acesta s-a întâmplat în 1610, la un an după moartea lui Arminius. Apropo, Calvin era mort de mulți zeci de ani. Da? Nu au treabă doctrinele Harului, punctele calvinismului cu Calvin. Era mort, nu știa nimic ce se întâmplă. Decât dacă Dumnezeu i-a dat voie să vadă din cer. Da? Primul exponent, primul om care a răspuns la protestul ăsta, arminian, a fost un anume Festus Homius. Ăsta este un tip foarte important pentru că el a pus bazele doctrinilor Harului. El a dat un răspuns un contraprotest. Contraprotestul apăra mărturisirea de credință uh, belgiană. Uh, S-a încercat evitarea unui sinod național. Ăsta e un lucru foarte important de precizat. Iarăși, pe vremea lui Festus Homius, au existat uh, două conferințe. Uh, în care s-a încercat să se oprească tărăboiul ăsta, toate conferințele astea, apropo, nu erau în fața unui sinod religios, teologic, ci erau în fața unor concilii de stat, da? conducerii statale nu erau în fața unor sinode religioase, pentru că dacă se avângea la sinod religios, ăștia hotărau decisiv pentru totdeauna care e treaba. Și ei au evitat lucrul ăsta. Însă, conflictul a escaladat și în 1617 arminienii remonstranții, cum au fost numiți protestatorii, ăștia nu erau protestanți biblici, da? erau protestanți, protestatori ai protestanților. Da? Chiar au inițiat niște răscoale și atunci lucrurile au trebuit să fie tranșate. În anul 1619, 1819 19 a fost sinodul foarte cunoscut, sinodul de la Dort, în care s-a tranșat problema asta. Au fost aleși niște reprezentanți ai arminienilor li s-au pus niște condiții, i au fost chemați să prezinte doctrinele lor. Ei au vrut să dezbată doctrinele. Adică noi venim la tine acasă și îți spunem că trebuie să schimbi regulile case. Și eu zic, mă, nu vei la noi acasă să schimbi regulile case, noi suntem oameni de bun simț, vă lăsăm să vă spuneți părerea, părerile pe care noi o să le analizăm. Ei n-au fost mulțumiți cu lucrul ăsta și nu s-au mai dus la sinod. Sinodul a avut suficientă literatură arminienilor pe care au analizat-o, uh, nu știu dacă au anatemizat-o, dar au considerat-o nebiblică, și s-a născut în urma acelui sinod național la 1618 până în 1619, s-a născut ceea ce astăzi este numit uh, un document canoanele de la dort. Au fost păstori din toată Europa, chiar și din Marea Britanie, preoți profesori, uh, chiar reprezentanți seculari, a fost un sinod mare s-a rezolvat problema. Uh, Acum aș vrea să mergem la partea biblică a doctrinilor Harului, pentru că cu siguranță se ridică întrebări. Oare Domnul Iisus chiar a murit doar pentru cei aleși? Oare chiar există în Sfânta Scriptură așa ceva ca un Har irezistibil? Oare chiar nu sunt atâtea texte care demonstrează că mântuirea se poate pierde? Însă, înainte să ne uităm în Biblie, vreau să sumarizez câteva, uh, doc, câteva reguli de interpretare a Sfintei Scripturi cu care sper să fiți de acord. În primul rând, formulăm doctrine pe pasaje cu scri scrise cu scopul precis de a trata subiectul mântuirii. De deci ce nu mă duc și zic, mă, fiate, nu scrie undeva nu. prin deutoronom, alegeți asta să i vreți să slujiți, deci vezi că mântuirea nu e lucrată de Dumnezeu. Dar eu te întreb, a fost pașarul ăla scris cu scopul de a vorbi despre mântuirea pe care ne-a dus-o nouă Domnul Iisus Hristos? Răspunsul este, nu! Nu a fost Iuda Ucenicul Domnului Isus, nu și-a pierdut el mântuirea. Când scrie scriptura despre Iuda, vrea să te lămurească pe tine și să spună ce înseamnă mântuirea? Răspunsul este nu. Deci mă duc la pasajele din Sfânta Scriptură care au fost scrise cu scopul, cu intenția precisă de a trata subiectul mântuirii. Asta necesită muncă, bineînțeles. Al doilea principiu. Interpretăm expresiile biblice în contextul imediat al pasajului și cărții. Nu cu definiții. Uh presupuse de noi sau preluate din alte pasaje. Fiecare pasaj explică în contextul lui ce înseamnă un anumit cuvânt. De exemplu, găsești cuvântul foc în Biblie. Gata, foc, scrie foc și-a pierdut mântuirea. Stai puțin, ce spune pasajul respectiv că înseamnă cuvântul foc acolo? A căzut din credință. Ce înseamnă în pasajul respectiv cuvântul credință? Poate să însemne corp doctrinar de învățături creștine, sau poate să însemne o credință mărturisită, sau poate să însemne o credință mântuitoare. Trebuie să lași pasajul să decidă. Păi da, da suntem aici în Evrei uh, 10 și uite ce spune Ioan. Mai Ioan nu era lângă apostolul care a scris Evrei, când a scris Evrei. Evreiu se interpretează cu Evrei în primul rând, după aceea poți să corelezi cărțile astea. Este o, 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 un principiu și o regulă fundamentală de interpretare a Sfintei Scripturii. Lași pasajul respectiv să explice expresiile, să explice expresiile care le găsește acolo și care sunt... Uh, sunt importante pentru a decide semnificația pasavului. Da? Încadrăm în al treilea rând textele în mod corect în funcție de subiect. Îți pui întrebarea asta la orice pasavul din Biblie. Despre ce vorbește textul acesta? Nu doar care a fost intenția autorului, ce a vrut să realizeze prin textul acela, ci despre ce vorbește, care este subiectul pasavului. De exemplu, ai în scriptură unde se vorbește despre a fi mântuiți ca prin foc. Și poți să dai cu părerea. Cum e mântuit prin foc și nu auzi că treci prin necazul cel mare, că treci prin suferință, prin boală. Pasajul vorbește despre focul de testare a lucrării cuiva. Dacă ai zidit fânt, pael, treste și așa mai departe, lucrarea zice va fi trecută prin foc, nu omul. Lucrarea va fi trecută prin foc, iar el va fi mântuit ca prin foc. Pasajul explică, dar dacă tu nu citești în context despre ce este vorba, nu știi despre ce vorbește pasajul, că vorbește despre slujire, atunci poți să tragi tot felul de concluzii eronate. Sau Pavel spune, țin trupul în stăpânire ca nu cumva eu însumi să fiu lepădat. Vezi? Pavel se temea, nici Pavel nu avea siguranța mântuirii. Dacă Pavel nu avea siguranța mântuirii, apoi noi. Pasajul vorbește despre descalificare de la slujire. Dacă citești tot contextul, se explică lucrul acesta. Dacă ciupești expresii din Biblie, poți să generezi ce vrei tu din Sfânta Scriptură. Poți să folosești Biblia ca pe o mantră. Ai deschis-o la întâmplare, Bă, uite, Biblia spune nu știu ce. Poți să inventezi absolut orice. Biblia trebuie interpretată în context și la regulă aceasta trebuie să vezi despre ce vorbește textul, da? 4. Pornim de la pasaje doctrinare către pasaje narrative și către experiențe. Frate, știu eu pe cineva care sigur a fost mântuit. Și ai tu vreun detector de mântuire și de naștere din nou? Și apoi, becule, tât, mântuit. T -t, ăsta nu a fost mântuit niciodată. Sigur există pierderea mântuirii. Știu eu niște oameni. Am fost foarte aproape de el. Nu fi așa sigur. Singurul care are cunoaștere infailibilă la sufletul nostru este Dumnezeu, nu tu, nici eu. Deci nu pornesc de la niște experiențe sau la niște la narațiuni din Biblie ca să scot doctrina mântuirii. Mă duc la pasajele doctrinare. Și este foarte interesant. Oamenii nu fug la pasaje ca Efeseni 1, Ioan 6, Ioan 10, Roman 9, care au fost scrise cu scopul de a te lămuri ce înseamnă mântuirea. Fug la povești, la ilustrații, că nu e mai ușor să le înțelegem. Cu Iuda, da Saul, că a fost lepădat. Le Lepădat ca ce? Ca mântuit sau ca împărat? O întrebare simplă, nu? Despre ce vorbește pasajul ăla? Este un pasaj în narativ. A fost scrisă narațiunea ca să-ți vorbească ție despre mântuire? Este foarte important ca să pornim de la pasajele doctrinare în care se găsește subiectul mântuirii și care au fost scrise ca să ne explice mântuirea. Cinci, încadrăm textul din punct de vedere morfologic. Trebuie să te uiți la morfologia textului, la gramatica textului, de exemplu, de exemplu, este un pasaj indicativ sau imperativ? E simplu. Imperativ îți dă o poruncă, indicativ spune ceva ce s-a întâmplat. Dacă un pasaj în Sfânta Scriptură îmi spune, duceți mântuirea până la capăt, vezi că sunt unii care nu își duc mântuirea până la capăt? Concluzia unora. Nu, pasajul este un imperativ. Du mântuirea până la capăt. Atâta, atâta spune pasajul. Pasajul nu îți dă o notă de subsol. Și fii atent. Îți dau niște exemplu de niște oameni care n-au dus mântuirea până la capăt. Nu, pasajul a fost scris ca să-ți arate răspunderea ta sau responsabilitatea ta sau rolul tău în mântuire. De asta a fost scris pasajul. Este un imperativ. El nu spune și sunt mulți care nu și-au dus mântuirea până la capăt. Pasajul nu spune asta. Asta este o implicație pe care tu o introduci în text, pe care Duhul Sfânt n-a vrut să o introducă, că dacă vroia, avea spațiu suficient ca să o facă. Trebuie să vezi. Este un imperativ. Este un indicativ? Vorbește la timpul prezent? Vorbește la timpul viitor? Este o profeție? Spune că se va întâmpla ceva cu siguranță? Sau cum este prezentat textul? Și în final, trebuie să interpretăm pasajul în perioada și în termenii legământului specific din care face parte. Vorbim de vechiul legământ sau de nou legământ? Pentru că există o diferență între vechiul legământ și nou legământ. Auziți foarte des, vă dau un exemplu, citat pasajul acesta. Alegeți astăzi. Cui vreți să slujiți? Foarte puțini oameni știu în ce context a fost scris pasajul ăla. Bineînțeles, știți că a fost în Vechiul Testament, nu că Vechiul Testament nu e valabil. Dar sunt pasaje care au fost scrise unei audiențe specifice vorbind despre ceva anume. Este la întemeierea vechiului legământ și au un text de la întemeierea vechiului legământ și mă duc cu el să-i bombardez pe oameni care se află în nou legământ. Și îi pun pe credincioși, pe frați care zic deja mântuiți, să aleagă astăzi cui vor să slujească. Păi ei pot să mai aleagă azi cui vor să slujească? Ei nu mai pot să facă tot ce voiesc. Ei sunt rob neprihănirii. Ei sunt rob Domnului Iisus Hristos și au o singură alegere de făcut. Să-L aleagă în fiecare zi pe Domnul Iisus Hristos. Fiindcă au fost aleși din veșnicie. Bun. Acum o trecere în revistă a doctrinelor Harului și câteva pasaje din Sfânta Scriptură. Luăm primul punct, totala depravare. La fiecare punct aș vrea să nu să ne ferim în a aduce gândurile noastre. Ce îmi sună mie că înseamnă totala depravare? Înseamnă că asta înseamnă. Nu. Trebuie să vezi ce au vrut oamenii aia să spună sau ce vrea să spună în Biblia despre doctrina totalei depravării și așa mai departe. Ce Am înseamnă totala depravare? Întâi, ce nu înseamnă totala depravare? Totala depravare nu înseamnă că omul are o inabilitate fizică. Îs total depravat, nu poți să vin la Dumnezeu. Să vii la biserică, poți să vii și dacă ești satanist. Poți să vii la biserică, să mergi. Să te rogi, poți să te rogi, să vorbești, să spui ceva, poți să faci lucrul ăsta cu gura, da? Nu este o inabilitate fizică. Doi, nu, nu înseamnă că imaginea lui Dumnezeu în om a fost pierdută complet. Totala depravare noastră înseamnă. Ai rațiune, ai sentimente, ai conștiință, ai voință. Nu a fost distrus, nu a fost anihilat chipul lui Dumnezeu din tine. 3. Depravarea totală nu înseamnă că omul nu are cunoștințe despre Dumnezeu. Oamenii din lume au cunoștințe despre Dumnezeu. Biblia ne spune că Dumnezeu li se descoperă în ei prin natură, prin legea conștiinței, li se descopere și le spune multe lucruri despre Dumnezeu. Patru, nu înseamnă că are o lipsă mentală. Sunt total de prava, nu poți să înțelegi nimic despre Dumnezeu. Nu asta înseamnă. Ci nu înseamnă că omul nu mai are conștiință. Biblia ne spune că omul are conștiință. Roman capitolul 2 și că oamenii căzuți în păcat au conștiință. Și că conștiința lor îi acuză asupra unor lucruri pe care le fac sau îi scuză. Șase nu înseamnă că omul este cât de rău poate fi. Total de ce înseamnă. Că să cât de rău poate fi. E absurd. Noi vedem că oamenii nu sunt cât de răi pot să fie. Am avut un Hitler, am avut un Mussolini, am avut un Stalin, am văzut că oamenii pot să fie mai rău decât sunt în general. Toți am putea să fim mai răi decât putem fi, dacă Dumnezeu ne lasă în voia minții noastre blestemate. Dar slavă lui Dumnezeu că nici măcar pe oamenii necredincioși nu-i lasă Dumnezeu să facă tot ce vor. Slavă Dumnezeu pentru lucrul acesta, da? Depravarea totală nu înseamnă că omul comite toate formele posibile de rău. Nu. Totala depravare nu înseamnă că omul nu poate să facă fapte morale. Păi nu zicem noi, păi eu vedem oameni buni. Uite un om bun. Ăsta parcă e mai bun decât un pocăit, zicem noi uneori în mod fals. Oamenii pot să facă fapte bune. Totala depravare nu se referă la asta. La ce se referă totala depravare? Totala depravare se referă la faptul că omul este născut și conceput în păcat. Se referă la faptul că, pentru că a fost născut și conceput în păcat, el are o natură păcătoasă, da? E incontestabil în Sfânta Scriptură, Domnul Iisus spunea, îi veți cunoaște după roadele lor, de ce cineva are anumite roade? Spune el, tot așa, orice pom bun face roade bune. Natura pomului determină ce va scoate afară. Din inima voastră ies cuvintele rele, hulele, uciderile, curvirile, preacurvirile și așa mai departe. Inima mea, felul în care este inima mea, determină ce va ieși afară. Da? M-am născut în păcat, am o natură păcătoasă și totala depravare în mod esențial, principal, înseamnă următorul lucru. Că păcatul a corupt, nu distrus, a corupt fiecare facultate a sufletului nostru. Adică a corupt voința, a corupt sentimentele, a corupt conștiința mea, a corupt intelectul meu. Păcatul a corupt, nu a distrus, a corupt, a introdus păcatul în fiecare compartiment al sufletului meu. Așa că eu gândesc păcătos, voiesc păcătos, sunt un om simțual păcătos, simt păcătos, poftesc în mod păcătos da? și conștiința mea este amorțită datorită păcatului. Și textele în Sfânta Scriptură abundă. Poate cel mai atacat aspect este voința, că noi avem voință liberă. Eu cred că ai voință liberă să faci ceea ce e în conformitate cu natura ta. Câinele are voință liberă să meargă, să latre. Dar nu are voință liberă să zboare. De ce? Că nu este în natura lui, n-a fost făcut de Dumnezeu să, să facă lucrul acesta. Tu ai voință liberă. Poți să încerci să zbori. Poți să cânți, ai bălit, ai chem flash să-ți dai drumul de pe un bloc. Ferească Dumnezeu să faci lucrul acesta, dar nu era un imperativ acum. Apropo de limba română. Tu poți să crezi lucrul ăsta, dar tu nu ai voință liberă să faci lucrul ăsta. De ce? Că Dumnezeu nu ți-a dat. Tu, tu, ai putea să spui, nu am voință liberă. De ce? Păi nu poți să zbori. Voința liberă nu asta înseamnă. Voința liberă înseamnă să faci tot ceea ce este în natura ta să faci. Dacă natura ta este păcătoasă, tu ai voință liberă să faci păcat. Asta este libertatea voinței tale. Asta este libertatea voinței tale, da? Pavel îi spune lui Timotei despre cei necredincioși, zice, venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia, voia diavolului, da? între ei toți eram și noi toți odinioară când tream în poftele firii pământești, făceam voile firii pământești. Roman 6. Mulțumim fi aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robi ai păcatului. Biblia nu spune că suntem liberi. Deci spun lucrul ăsta cât de clar pot. Biblia nu spune că avem libertatea de a alege între bine și rău. Biblia spune că suntem robi păcatului. Cine trăiește în păcat, spune Domnul Iisus Hristos, este rob păcatului. Dacă fiul vă va face sloboți, veți fi cu adevărat slobot. Noi nu suntem liberi. Suntem liberi să facem păcat. Nu suntem liberi să facem păcat și bine uh, uh, în aceeași măsură. Roman 6 cu 20, căci atunci când erați robi ai păcatului, erați slobo sau liberi față de neprihănire. Nu există libertate în ambele direcții. Erați robi păcatului și erați liberi față de neprihănire. Dorințele noastre sunt, uh, sunt păcătoase, spune Domnul Iisus Hristos, voi aveți de tată pe Diavol și vreți să împliniți poftele Tatălui Vostru. Asta sunt dorințele noastre. Uh, Tit 3, 3 că și noi eram altădată robiți de tot felul de poftă și de plăceri. Sentimentele noastre nu sunt libere. Sentimentele noastre sunt legate păcatului. Mintea noastră este numită în Biblie spurcată, Tit 1 cu 15, întunecată, Romani 1 cu 21, blestemată, Romani 1 cu 29, 28 și în Tit 3 cu 3 spune că eram chiar fără minte. Și se referă la mintea duhovnicească, da? Mintea noastră este orbită de satana, 2 Corinteni 4, 4 a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă străluci în lumina Evangheliei. Cum să se întoarcă un asemenea om la Dumnezeu? Voința lui e robită diavolului și păcatului, sentimentele lui sunt robite diavolului și păcatului, mintea lui este întunecată, spune de diavul să nu vadă străluci în lumina slavei lui Dumnezeu. Cum să se întoarcă el la Dumnezeu? Cum să se întoarcă el la Dumnezeu? Efeseni 4, 17 și 18 ne mărturisește, spune Pavel în Domnul, să nu mai trăim cum trăiesc păgânii. Cum? În deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată. Mintea întunecată. Asta înseamnă totala depravare. Că păcatul a infestat, a corupt fiecare facultate a ființei noastre. Totala depravare înseamnă și că tot ce face omul este păcătos. Și vreau să fiți atenți aici. Tot ce face omul este păcătos. De ce? Pentru că noi vedem că oamenii fac fapte bune. Asta pentru că ai pornit cu o premiză nebiblică, o definiție nebiblică a faptelor bune. De ce tot ce face un om necredincios este păcat? În primul rând, pentru că tot ce face el este în independență de Dumnezeu. Tot ce nu vine din încredințare, da, originalul spune, tot ce nu vine din credință este păcat. Adică dacă te pui la masă și mănânci o mâncare și tu n-ai înțeles că mâncarea aceea este în fața ta datorită harului lui Dumnezeu și nu-i mulțumești lui Dumnezeu pentru asta, păcătuiești. Când mănânci, păcătuiești. Dacă mănânci în independență de Dumnezeu. Dacă te culci și te odihnești și spui, m-am odihnit, am un pat, eu mi l-am cumpărat, am muncit, am o casă frumoasă, mă simt bine în casa asta, păcătuiești. În somn păcătuiești. Somnul tău este un păcat, o ofensă împotriva lui Dumnezeu, pentru că crezi că poți să faci lucrul acela fără Dumnezeu. Orice lucru făcut în independență de Dumnezeu este un păcat. Orice lucru făcut în dependență de Dumnezeu este o faptă sfântă. Fie că mâncați, fie că beți, auziți până unde ne duce Pavel lucrurile, fie că faceți orice altceva să faceți, totul pentru slava lui Dumnezeu. Dacă nu faci totul pentru slava lui Dumnezeu, dacă viața ta nu este inclinată spre a da glorie lui Dumnezeu, dacă nu Dumnezeu este centrul în jurul căruia gravitează toată viața ta, tot ce faci este păcat. Și un om necredincios, indiferent câte fapte bune ar face, el nu a făcut cel mai important lucru din viața lui, să se pună în conexie corectă cu Dumnezeu. Este o relație de dușmănie cu Dumnezeu. Nu este o relație de dragoste. Și tot ce face el este o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Pentru că el nu este legat de Dumnezeu, da? Și nu confundați moralitatea exterioară cu faptele bune. Faptele bune în Sfânta Scriptură sunt faptele făcute în dependență de Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu. Când un ateu se duce și dea, să dea la un cercetător 15 lei, vă întreb, de pentru slava lui Dumnezeu? Este o faptă murdară. A beneficiat cercetătorul de asta? A beneficiat, dar este o faptă murdară în ochii lui Dumnezeu. Pentru că a făcut în independență de Dumnezeu și este doar o moralitate externă. Nu este ieșit dintr-o inimă curățită, o inimă născută din nou, o inimă locuită de Duhul Sfânt. Și de Dumnezeu nu este contabilizat ca o faptă bună. Totala depravare, asta înseamnă că tot ce facem noi este păcat atâta timp cât suntem despărțiți de viața lui Dumnezeu. Sau să-l cităm pe Pavel, cât timp suntem străin de viața lui Dumnezeu, străin de viața lui Dumnezeu. Totala depravare înseamnă și că omul este predispus, înclinat, tot timpul spre păcat, da? Asta e, asta -i tendința omului, zice Pavel, umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășnie, dușmănie împotriva lui Dumnezeu, căci omul nu se supune legii lui Dumnezeu și auziți voința liberă și nici nu poate să se supună. Nu poate să se supună. 2 Timotei 3 cu 4 spune că suntem înclinați, suntem iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Da? Și sunt multe, multe, multe alte texte în Sfânta Scriptură. Trec peste depravarea totală și ajung la pe, uh, u, u, alegerea necondiționată, o să o las mai încolo, uh, pentru că e cireașa de pe tort. Merg la ispășirea limitată, care este cel mai controversat punct din doctrinele Harului. Sunt, avem așa zis, calviniști în patru puncte. Zicem, mă, accept orice. Dar asta că Iisus o muri pentru unii, numai pentru cei aleși. Două de la mine, că nu zice Biblia că El s-a dat răscumpărare, preț de răscumpărare pentru toți, că Domnul Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Sunt mai multe texte, da? Acum vreau să gândim expresia ispășirii limitate în felul următor. Ispășirea oricum este limitată. Este limitată fie în efectul ei, fie în intenția ei De exemplu Dacă noi credem că sunt oameni care acum la ora actuală sunt în iad Înseamnă că jertfa de ispășire a Domnului Iisus Hristos Nu a avut efect în viața lor Că de asta sunt în iad Că dacă uh, avea efect în viața lor era un cer da? Deci tu oricum o limitezi Dacă crezi că Iisus Hristos a murit pentru toți oamenii Oricum ai limitat ispășirea în puterea ei Nu a putut ispășirea să-i salveze pe oamenii ăștia. Că din cauza lor, că din cauza, nu contează. Dar nu a fost ispășirea eficientă pentru oamenii aceștia. Sau poți să o limitezi în planul ei, da? ori în puterea ei, ori în planul ei, da? ori în intenția ei, ori în efectul ei. În planul ei și asta spun doctrinele Harului, că Dumnezeu din veșnicie a plănuit să mântuiască un anumit număr de oameni și că Iisus Hristos a murit pentru grupul acela de oameni. Iisus Hristos s-a dus cu un scop precis la crucea de la Golgota să mântuiască oamenii aceia aleși de Dumnezeu Tatăl. Asta spune în esență doctrina ispășirii limitate. Ce mi se pare mie bajocoritor, blasfemiator aproape la doctrina ispășirii universale, că Iisus a murit pentru toți, este următorul lucru. Întrebarea care se pune este următoarea. Cine face ispășirea Domnului Iisus Hristos eficientă? Tu spui Iisus a murit pentru toți, dar oamenii sunt în iad fiindcă ei au respins ispășirea Domnului Isus Hristos. Asta înseamnă că ispășirea Domnului Isus Hristos este făcută eficientă de, de tine. Dar nu jertfa Domnului Isus Hristos mă mântuiește, Hristos prin jertfa lui mă mântuiește. Nu. Eu fac ispășirea Domnului Isus Hristos. Eu am dat clicul. Până n-am făcut mult, dar eu am dat clicul. Complet ineficientă. Pentru mine, o asemenea gând este complet bajocoritor. Eu să fac eficientă jertfa Domnului Isus. Ea nu este eficientă în sine decât dacă eu eu, omul, micuț, furnica, eu dacă o fac puternică în viața mea, eu decid lucrul ăsta. Asta lămurește ispășirea, cum este numită, particulară sau limitată. Ea arată că ispășirea este eficientă 100% pentru toți aceia pentru care a fost pregătită, plănuită, intenționată. Ea este în sine eficientă. Ea va lucra cu eficiență de 100% în viața tuturor acelora pentru care a fost pregătită, adusă, intenționată, plănuită. Da? Acum, indiferent câte explicații v-aș da, să știți că la un moment dat tot veți găsi un verset. Vreau însă, și vă sugera lucrul ăsta, mă puteți contacta, vă pot da informații, vă pot da documente, vă pot da articole să ascultați, predici și așa mai departe, în care să vedeți și o explicație alternativă la textele astea. Dacă tu ți-ai închis mintea și spui, nu scrie toți oamenii! Toți oamenii, frate, nu mai discutăm. Toți oamenii sunt toți oamenii, frate. Dacă asta e atitudinea ta, nu o să înțelegi despre ce e vorba. Dar dacă tu spui, ok, îți dispus să citești și o altă explicație la textul ăsta. De exemplu, avem Ioan 3 cu 26, unde ne spune Scriptura așa. Au venit de la Ioan și au zis, învățătorile, cel ce era cu tine dincolo de Iordan, despre care ai mărturisit tu, iată că botează și au zis. Și toți oamenii se duc la el. Vă întreb, aborigienii de prin Australia, indienii de prin America, din prin Asia, oamenii, din Grecia, din zonele, celelalte zone ale lumii, se duceau la Domnul Isus atunci? Din ce știți dumneavoastră din Biblie se duceau? Nu! Ereticilor, spune toți oamenii aici, că toți oamenii se duceau la Domnul Isus să fie botezați. Nu, contextul să arată că toți oamenii trebuie interpretat în context. Toți oamenii din zona aceea, da? Mulți oameni se duceau la Domnul Isus Hristos. Nu se mai duceau la Ioan, ci se duceau la Domnul Isus Hristos. Contextul te obligă să interpretezi expresia toți oamenii în felul ăsta, da? Sau, de exemplu, 1 Timotei 2 cu 1. Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, Cere microciri, mulțumiri pentru... Vreau să vă întreb. Știți cam câte miliarde de oameni sunt pe pământ? Cam câte? Șapte. Câți dintre dumneavoastră v-ați rugat pentru toți oamenii? Tu spui, eu mă rog pentru toți oamenii, dar la general. Ok, deci nu te rogi pentru fiecare în parte. Înseamnă că ai dat o altă explicație expresiei toți oamenii. N-ai dat explicația că înseamnă mă rog pentru fiecare în parte că nici nu poți. Nici măcar Pavel nu s-a rugat pentru fiecare parte și nici nu putea pentru simplu fapt că nu-i cunoștea. Și ar fi stat tot timpul să roage pentru fiecare în parte. Și toți să mai nu știau alți oameni și trebuia să umble cu, da, cu carnețelul și să noteze cine să naște pe unde. Nu! Expresia trebuie interpretată în context. Exact aceeași expresie, două, trei versete mai jos, este folosită când spune că Dumnezeu voiește ca toți oamenii. Și apoi spune că Isus a murit ca s-a dat ca preț de răscumpărare pentru toți dacă ești prima dată, toți oamenii ca un sens general trebuie să o folosești aceeași explicație și aceeași definiție în același pasaj. Nu poți să schimbi explicația la un verset și să dai cu totul alta. da? Roman 11 cu 32. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în ascultare ca să aibă îndurare de toți. Și dacă te uiți în context, te duci puțin mai sus, vezi că se pune, uh, se pune în discuție faptul că Dumnezeu a lăsat poporul Israel pentru o perioadă, a luat neamurile pe care le aduce în biserică și le mântuiește și după aia la sfârșitul vremurilor când se va împlini numărul de plinar neamurilor, Dumnezeu va lucra din nou cu poporul cu poporul Israel. Deci folosește două categorii de oameni. Apropo, nu uitați să trimiteți semestru cu întrebări. O să stăm până mâine dimineață aici. 1 Corinteni 7 cu 7 Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine. Spune Pavel, adică cum? Singuri, necăsătoriți. Concluzia ar fi că Pavel vroia ca uh, viața de pe pământ să înceteze după 100 de ani, nu? Că dacă ar fi toți oameni ca apostolul Pavel, cu ce rămâi? Nu? Nu exista atunci fertilizare în vitro, da? Coloseniul 1 cu 28, pe el îl noi și auziți, și sfătuim, auziți și expresie dură? Pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea. Vă întreb se ducea Apostolul Pavel la orice om de pe planetă și învăța despre Domnul Isus Hristos? El spune că făcea deja asta. Învățăm pe orice om. Nu mai spune toți oamenii la general. E mai precis aici, pe orice om. răspundeți în dumneavoastră. Învăța Pavel pe orice om de pe planetă, da sau nu? Ereticilor. Biblia spune orice om. Așa spune Biblia, orice om. Asta e atitudinea pe care o întâlnesc tot timpul. Frate, spune orice om. Frate. Eu te întreb, să ducea Pavel, a fost pe toată planeta, a cunoscut fiecare individ din umanitate și s-a dus să-l învețe el N-ar fi putut să facă lucrul acesta. Uh, contextul îți explică expresia. Pot să vă dau zeci și zeci de versete care te obligă să interpretezi expresia în felul acesta. Nu spun că trebuie să adopți, trebuie să adopți uh, uh, doctrina asta, dar nu spun că trebuie să o adopți fără să o înțelegi fi dispus să citești alte explicații, așa cum am fost în zilele acestea, și apoi să vezi dacă Biblia învață sau nu lucrul ăsta. Trecem la a patra doctrină, harul irezistibil. Harul irezistibil. Ce înseamnă harul irezistibil? Caricaturizarea acestei doctrine este asta. Că Dumnezeu pune mâna în capul meu și mă obligă să fiu mântuit. V-ați simțit vreo unul dintre voi mântuiți așa? Nici măcar eu care cred în doctrinele harului. niciunul dintre noi nu ne-am simțit forțați să fim mântuiți. Suntem mântuiți, dar nu vrem. N-am vrut nici atunci nu vrem nici acum. Doctrina Harului irezistibil înseamnă următorul lucru. Că Dumnezeu prin Harul lui lăuntric secret eficace, lucrarea supranaturală lăuntric a Duhului Sfânt, transformă, remodelează, sau să folosim termenul acesta, reformează inima noastră. Inima noastră care este inclinată spre rău, Duhul Sfânt ia inima aceasta și o întoarce spre Dumnezeu. Nu o distruge, o reformează, o regenerează, o naște din nou, îi dă altă direcție, altă înclinație, îi dă alt apetit. Nu distruge Duhul Sfânt voința. Asta înseamnă doctrina Harului irezistibil. Că în ciuda rezistenței tale față de Hristos și față de Evanghelie, Duhul Sfânt poate cuceri rezistența ta, poate stinge rezistența ta. Da? Poate modela inima ta, poate scoate în cuvintele lui Ezechiel inima ta de piatră și să-ți dea o inimă de carne, sensibilă, care îi răspunde lui Dumnezeu. Doctrina asta Harului irezistibil este fundamentală. Este fundamentală pentru evangelizare, pentru rugăciune. Dacă tu crezi că Dumnezeu nu poate interveni și totul la mila omului, nu știu de ce te mai rogi. Dacă Dumnezeu nu poate interveni are un impact decisiv asupra întregii noastre vieți. Dacă nu crezi că poate interveni în viața ta când te luți cu un păcat. Ei, ei, nu înțeleg de ce te-ai mai strofoca, de ce te-ai mai ruga. Deci am avut la capătul puterilor. Dar rămâne în tine o fărâmă din asta că al să-și spui, mă mai rog, Doamne, salvează-mă. Și eu să spun, nu te mai ruga, că depinde de voința ta. Dumnezeu a făcut totul. Depinde de tine. Depinde de tine, total, 100%. Nu aștept tot intervenția de la Dumnezeu, da? Și aceiași oameni care, e foarte ironic lucrul ăsta, aceiași oameni care stai în discuție cu ei, Harul e rezistibil. Unii zic, asta e o doctrină satanică, nu există așa ceva în Biblie. Aceiași oameni când se pun pe ei rugăciune, Doamne, mântuiește în pruncul. Soră, de cât timp pruncul matalei plecat în lume? De vreo patru ani. Și înainte unde a fost? Păi a fost 18 ani în adunare. Păi 18 ani Dumnezeu i-a dat zeci de mii de șanse să fie mântuit. Tu crezi că Dumnezeu a fi atât de nedrept încât să-i dea fiului tău încă o șansă, în timp ce la atâtea miliarde de oameni nu le-a dat nici măcar una? Conform teoriei tale, Dumnezeu ar trebui să, lea, să dea același număr de șanse la toți oamenii, ca să fie drept Dumnezeu, spun ei. Pentru că funcționează cu categorii comuniste. Dumnezeu trebuie să dea la toți să împartă în mod egal șanse. Fiul tău a avut 18 ani. Alții n-au avut nici măcar o singură șansă în viața lor să audă măcar numele Domnului Isus Hristos. De ce te rogi? Roagă-te pentru păgânia care n-au auzit niciodată nimic. Nu te ruga în continuare pentru fiul tău în mod egoist. Ce vrei să facă Dumnezeu în plus? 18 ani au auzit Evanghelia și a respins Ce vrei să facă Dumnezeu în plus? Ea îi cere, Doamne, nu ce dai posibilitatea să fie mântuit. Și spune, Doamne, mântuiește-l. Vai, soră, deodată ești calvinistă pe genunchi. Asta se întâmplă în general. Când ajungi pe genunchi, știi că Dumnezeu este suveran, uiți de poeziile tale și de filozofiile tale și de constructele tale filozofice preluate din filozofia lumii despre dreptatea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu și așa mai departe și faci ceea ce trebuie să faci, te rogi. Mă bucur de inconsecvența asta. Dar ce ce argumente sunt în Biblie pentru harul irezistibil? Pentru harul irezistibil? În Scriptură veți găsi cuvântul chemat. Și vreau să vă demonstrez în câteva cuvinte că acest chemat înseamnă o lucrare irezistibilă a lui Dumnezeu. De exemplu, Biblia numește pe cei credincioși, peste tot în Biblie, cei chemați. De ce îi numește pe cei credincioși cei chemați dacă toți oamenii sunt chemați? de ce ai spune la, la, la cei credincioși chemați dacă toți sunt chemați? Trebuia să spună cei chemați care au răspuns. Nu-i numește cei chemați pentru că se vorbește nu despre o chemare exterioară a Evangheliei, ci se vorbește despre o chemare care a avut efect, o chemare eficientă. Așa este... Uh, această expresie mai este folosită pentru a vorbi despre harul irezistibil, chemarea eficientă. Da? Și este folosită expresia asta și pentru a ajuta pe cei care se împiedică în cuvântul irezistibil. Chemarea eficientă, care are eficiență 100%. Termenii chemați al doilea argument și aleși sunt folosiți interschimbabil. Zice în Apocalipsa ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui pentru că el este Domnul Domnului și împăratul împăraților. Și au zis, și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea, vor birui. Cei chemați și aleși. În unul Corinteni folosește interschimbabil de câteva ori cei chemați cu cei aleși. Adică pentru Dumnezeu e același lucru că te-a ales și te-a chemat. Dacă te-a ales, sigur te va chema și chemarea va, fi, va, avea efect. Chemarea aceasta, al treilea argument, face parte dintr-un lanț neîntrerupt al mântuirii. Auziți, știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Pe aceea pe care a hotărât mai dinainte, i-a și chemat pe cine cheamă Dumnezeu. Păi cheamă pe toți oamenii. Nu, asta este o fel de chemare. Nu chemarea Evangheliei care o dăm la toți oamenii. Este o chemare specială la Pe aceea pe care i-a hotărât, i-a și chemat. Pe aceea pe care a chemat, i -a și socotine neprionit. Pe aceea pe care a chemat, nu pe toți, pe aceea pe care a chemat, pentru că nu este chemarea exterioară, ci este chemarea lăuntrică care produce mântuirea. Lo chema și socotine prigănie. Noi am spune, Păi nu pe toți aceia care au chemat eu să o de prigăniți, dar pe aia care au răspuns. Da, dacă mergi cu definiția ta, dacă te duci cu definiția Bibliei, că această chemare este o chemare irezistibilă, atunci ajungi la altă, la altă, concluzie. Da? Chemarea aceasta, chemarea aceasta uh, și lucrarea aceasta harul irezistibil este necesară chiar pentru cei credincioși. Știți, uh, textul ăsta e foarte bine cunoscut. Când vorbesc în general de pierderea mântuirii, omului vine instant în minte Filipen 2 cu Păi nu spune Biblia, duce până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Și foarte puțini oameni citesc versetul următor, care spune că și Dumnezeu este acela care vă dă după plăcerea lui și voința, deci dacă nu vrei, îți dă Dumnezeu voința și înfăptuirea. Proces de la cap la coadă. Harul irezistibil este necesar și după ce ai fost mântuit, nu doar înainte. Mântuirea se bazează total pe lucrarea lui Dumnezeu, nu doar în momentul convertirii. Nu mă pot nu pot crede și Dumnezeu îți dă po pocăință și credință. Lucrează eficient pentru tot restul vieții tale. De ce este eficient această lucrare a Harului irezistibil? Pentru că se face prin puterea lui Dumnezeu. Auziți ce spune 2 Petru 1 cu 3? Dumnezeu ca lui puterea ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat. Cum? Prin slava nu zice și sugestia lui. Dumnezeu ne sugerează să credem în el. Ne-a chemat prin slava și puterea lui. Este puterea lui Dumnezeu care lucrează în timp ce suntem chemați prin Evanghelie. Eu strig, proclam Evanghelia și în timpul ăsta puterea Duhului Sfânt atrage și cheamă. Nu eu. Nu eu. Sunt promisiuni necondiționale lăsate în Biblie legate de chemarea eficace. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l dacă nu-i sugerează tatăl să se pocoiască că altfel se duce în ea. dacă nu-l atrage tatăl care m-a trimis și eu îl voi invia în ziua de apoi. Păi depinde, îl vei învia dacă el răspunde atragerii. Nu spune așa. Este o promisiune necondiționată. Este o promisiune necondiționată. Această chemare se bazează pe predestinare, pe alegerea lui Dumnezeu. Zice, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă după hotărârea Lui și eu harul care ne-a fost dat în Hristos în Iisus înainte de veșnicie. De asta această chemare este eficientă 100%. Și ai multe narațiuni în Biblie în care ți se arată cum lucrează harul acesta. De exemplu, la cinzecime spune că toți au rămas străpun și în inimă și au întrebat fraților ce să facem. N-a făcut nimeni nicio chemare la prima evangelizare. N-a fost nicio chemare. Chemarea, întrebarea a fost din partea celor care au auzit. De ce au întrebat ei? Pentru că au fost străpuni de Duhul Sfânt. Se vorbește în faptul 16 despre convertirea lui Lydia și spune Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele spuse de Pavel. Pavel predica Evanghelia. Cum a luat ea aminte? Pentru că Domnul întâi I a făcut ce? I-a deschis inima. Nu și-a deschis inima. Deschideți de azi inima ta. Nu pot. Nu pot să fac lucrul ăsta. Dumnezeu deschide inima. Este o lucrare a lui Dumnezeu. Este o lucrare a lui Dumnezeu. Și în final, ultimul punct din această doctrină este... Uh, perseverența Sfinților în Har, și iar eu vreau să curăț puțin praf din ăsta nociv de doctrina asta, perseverența Sfinților în Har, Sopăstrarea păstrarea Sfinților în Har, sau faptul că nu se pierde mântuirea, da, se stabilit, nu se pierde mântuirea, nu veți găsi în Biblie expresia pierderea mântuirii, se găsește expresia că, căzut de la credință, pentru că credința omenească, demonică, mentală, mărturisită, falsă, se poate pierde. Nu spune despre lucrarea lui Dumnezeu că se pierde. Mântuirea e lucrarea lui Dumnezeu. Aia nu se pierde. Credința ta falsă, aia sigur se poate pierde. Mărturisirile de credință ipocrite, alea se pot pierde. Credințele simțuale născute din sentimentele tale, când într-o seară ai simțit pe Dumnezeu, ai simțit că l atingi pe Dumnezeu de picior sau nu știu de unde și ai avut un fior și nu știu ce experiență, alea se pot pierde. Dar nu spune tu despre mântuirea lui Dumnezeu că se pierde. Pierderea mântuirii, expresia aceasta trebuie scoasă complet din uz. Este nebiblică. Oamenii cad dintr-o crezință mărturisită, dintr-un crez pe care l-au avut, dar nu cad din lucrarea mântuirii pe care o face Dumnezeu, să nu confundăm lucrurile, da? Doctrina aceasta nu înseamnă că poți să trăiești cum vrei tu, asta se spune. A, tu crezi că mântuirea nu se pierde, înseamnă că? Asta viața ta, bă, asta doctrină. Nu te pierzi, fă ce vrei tu de acum. Asta, asta e, reacția naturală. Doctrina se, se numește așa, perseverență în har. Nu zice perseverență în păcat. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea. Harul, perseverența în har nu înseamnă că să fac ce vreau eu. Duhul postefte împotriva firii, firii împotriva Duhului, așa că nu mai puteți face tot ce vrei. Auzi că nu mai poți nici măcar după ce ești convertit să faci tot ce vrei tu. Pentru că este o lucrare puternică a Harului Lui Dumnezeu în viața ta care lucrează zi și noapte, fără ca tu să fii conștient și te face asemenea chipului Domnului Isus Hristos. Este o lucrare puternică a lui Dumnezeu în noi, da? Nu înseamnă o dată mântuit pentru totdeauna mântuit, trăiesc, fac ce vreau eu. Se vorbește despre perseverență în har. Și veți vedea chiar și la această doctrină hermeneutică este fundamentală. Să pornești din general de la exemple. Da, Iuda. Da, Saul. Da, Cutărescu. Nu, noi pornim de la exergeză pe textul Scripturii, de la pasajele care vorbesc despre mântuire și ne ducem spre, uh, spre alte doctrine. Și închei că timpul a trecut. Cu un cuvânt cu totul special despre predestinare. Despre predestinare, că peste asta am, senut. am sărit. Efeseni, capitolul 1. V-aș să deschideți dacă aveți scriptura. Efeseni, capitolul 1. Efeseni, capitolul 1. Citim câteva versete. Da? Efeseni, capitolul 1. Un text foarte cunoscut a fost scris cu scopul de a vorbi despre subiectul acesta, al mântuirii. Și noi îl vom citi în felul acesta. Uitați însă, de la început cum începe Pavel, capitolul, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duovnicești în locurile cerești, în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales. Prima binecuvântare este alegerea, predestinarea. Asta trebuie să fie reacția ta. Noi... S-au făcut niște observații foarte bune legate de subiectul acesta. Subiectul predestinare nu este un subiect cu care trebuie să facem meciuri. E bine să discutăm pe el, să ne convingem că este biblic, să avem argumente biblice, dar nu este un subiect de dezbatere. Subiectul predestinării este un subiect care trebuie să te pună pe genunchi și să-i mulțumești lui Dumnezeu că te ales și că nu s-a datorat mântuirea ta de locție, nici într-un procent de 0,1%, ci s-a datorat alegerii suverane a lui Dumnezeu din veșnicie. Pentru asta e doctrina predestinării. Să te facă în un închinător. Doamne, nu-i nimic de la mine, totul e de la tine. Că mi-ai spus că mai ales. Și să-l binecuvintez pe Dumnezeu. Pavel face Doctrina predestinării în contextul închinării, nu într-un context de dezbatere televizată, de show, de aruncare de argumente la, ca la ping-pong. Nu. nu! El se închină lui Dumnezeu, dar vine cu doctrina aceasta în rugăciune. El nu vine cu constructe filozofice, dar e Dumnezeu drept că a ales numai pe unii. El nu pune întrebările astea. El vine cu o revelație directă de la Duhul Sfânt. Și multe întrebări pe care noi le punem n-ar trebui să primească un răspuns, pentru că Duhul Sfânt a hotărât să ne dea răspuns la ele, da? Ce se spune despre predestinarea aceasta, care este, uh, care este precizată, revelată în locul acesta? Ni se spune, în primul rând, unde, care este mediul alegerii noastre. Se spune că am fost aleși în El, în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că Dumnezeu din veșnicie l-a văzut pe Domnul Isus Hristos, printr-o unire a noastră cu El, din veșnicie, ca și un cap al nostru reprezentant. Ne-a dăruit lui Hristos. Asta este darul pe care Dumnezeu l-a făcut lui Hristos din veșnicie. Ne-a dat lui. Spune în Ioan 6, 6 37, 39. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine. Și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, că și m-am din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de-apoi. O lucrare perfectă. Zice, Dumnezeu mi-a făcut un dar. Când i-a făcut Dumnezeu ăsta dar? Când i-a dat Dumnezeu darul ăsta? În veșnicie i-a dat că zice că am fost aleși în el Am fost prezentați Domnului Isus Hristos ca un dar Și spune, din darul acesta Hristos nu pierde nimic Ci pe toți îi va învia în ziua de apoi Am fost aleși în Hristos Doi, ne spune cine este autorul alegerii În el, Dumnezeu ne-a ales M-am hotărât să-L urmez pe Isus. Te-ai hotărât fiindcă Dumnezeu te-a ales, ca să fie clar, da? Deci nota de subsol trebuie să fie acolo și în general noi vorbim obsesiv, cultura ne bombardează, omul liber, independent, și autonom. Obsesiv vorbim. Eu am ales, eu m-am hotărât, n-am auzit nicio mărturisire la un botez, pentru că Dumnezeu m-a predestinat din veșnicie să fiu copilul lui și m-a atras prin harul lui irezistibil și m-a chemat prin Evanghelie, cum spune Sfânta Scriptură, am răspuns dragostei lui Dumnezeu, fiind cu de ea. O, ce biblic sună. N-auzi lucrurile astea. E bombardat, îi se înoculează. Tu ești liber, tu alegi, tu ești liber, tu alegi, tu, totul depinde de tine. Fă un pas către Dumnezeu ca El să facă doi e, spre tine. Sau trei, sau care e versiunea, nu știu, depinde de zonă. Nu spune Biblia așa ceva. Biblia spune că Dumnezeu, nu existam și Dumnezeu ne-a luat în planul Lui. Trei, care sunt subiecții alegerii? Spune că în El Dumnezeu și întotdeauna predestinarea este legată de cei credincioși. S-a spus foarte clar, nu mă duc cu doctrina predestinării la necredincioși. Bă, tu ești ales, Iar ridică, iar ridică tricoul. Ce scrie pe spate? Respins. Ia de treabă, nici nu mai spune Evanghelia. Nu există așa ceva. Că dacă ar exista așa ceva, așa aș face. Bă, să nu e ales. la următor, scuză, mă, nu? nu Nu, există așa ceva. Dumnezeu nu ne-a dat niciuna dintre noi cartea vieții. Uh, aș vrea să vă spun ceva despre Domnul Iisus Hristos și scosul cartea vieții. Cum, cum vă numiți? Unde v-ați Da, a, dumneavoastră sunteți. Îmi pare rău, nu mai am nimic de spus pentru dumneavoastră. Nu, nu există așa ceva. Și pentru că nu există așa ceva, ai o libertate fantastică. Trebuie să duci Evanghelia la orice făptură. Nu este treaba ta pe cine a ales Dumnezeu și pe cine nu a ales Dumnezeu. Mă rog, Doamne, oare eu să ales? Nu-i treaba ta. Nu este treaba ta. Nu ai tu cartea vieții. Dumnezeu nu a vrut să-ți o dea și nu ți-a dat-o. Unii zic, dar de ce să mă mai rog? Dar de ce să mă mai evanghelizez? Pentru că nu știi și Dumnezeu ți-a poruncit să faci lucrurile astea și Dumnezeu lucrează prin rugăciunea ta, Dumnezeu lucrează prin mărturia ta, Dumnezeu lucrează prin evangelizarea ta. Astea sunt metodele alese de Dumnezeu. Dumnezeu nu a ales doar scopuri, ci a ales și metode prin care să ajungă la scopurile alea. Da? Care sunt subiecții alegerii? Noi suntem subiecții alegerii. Unii zic că aici se vorbește despre evrei, pentru că în versetul 13 se spune și voi, adică și noi am fost aleși evrei, dar voi ăștia dintre neamuri n-ați fost aleși. Dacă interpretezi așa, atunci și versetul 7 trebuie să le iei așa. În el avem, adică noi evrei, răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor, adică neamurile nu le iau, nu? E absurd. Tot textul se referă la binecuvântările pe care le avem toți în Domnul Isus Hristos. 4. Care este momentul alegerii? Când ne-a ales Dumnezeu? Păi cum? Când am ales noi, nu? Dumnezeu îi alege pe cei ce se aleg singuri. Adică o bătaie de joc. O bătaie de joc. Dacă m-am ales singur, nu avem nevoie ca Dumnezeu, aia se numește mai degrabă confirmare. Dacă Dumnezeu alege pe cine să alege singur, aia se numește Dumnezeu confirmă alegerea ta. Aia nu e alegere. Sau nu mai știm definiția la cele mai simple și banale expresii din limba română sau din orice limbă. Nu, textul spune foarte clar că Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Ăsta este momentul. 5. Care este rezultatul alegerii? Nu ar duce oare predestinarea asta la păcat? Sunt ales? Pot să trăiesc cum vreau eu? Nu, pentru că Biblia spune în felul următor. Și ciudat, oamenii care atacă predestinarea nu citesc pasajele clasice care vorbesc despre predestinare. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim ce? Auziți, nu ne-a ales să trăim cum vrem noi. Poți oh, să predestinat, pot să fac ce vreau eu. Nu, ești predestinat, trebuie să trăiești obligatoriu în sfințenie și trebuie să fii fără prihană. La asta am fost ales eu. Eu când mă gândesc la doctrina predestinării, automat trebuie să-mi vină minte. Închinarea, mulțumirea către Dumnezeu și doi, trăirea în sfințenie. La asta am fost ales. Ba chiar predestinarea ar trebui să fie un stimul pentru sfințenie. Când te luți cu un obicei prost, cu un păcat, spui, Doamne, mi-ai spus în Scriptură, e revelația ta. Că dacă sunt alesul tău și sunt mântuit, eu am fost ales să fiu sfânt. Eu trebuie să ies din cercul ăsta vicios al păcatului. Din obiceiul ăsta prost. Eu trebuie să fiu eliberat în mod obligatoriu. Este inevitabil să fiu sfânt, Doamne. Eu nu pot să trăiesc așa, pentru că am fost ales să fiu sfânt. Asta spune Biblia. Este revelația lui Dumnezeu. Este un impuls fantastic pentru sfințire. Fantastic pentru sfințire. Care sunt secvențele alegerii, al șaselea lucru? Spune foarte interesant aici că ne-a ales să fim sfinți după ce, este o ordine a decretelor, a hotărilor lui Dumnezeu, după ce în dragostea lui ne-a rânduit mai dinainte să fim în E Foarte frumos. Dumnezeu înainte să ne aleagă să fim sfinți, ne-a ales să fim fiului. Cu alte cuvinte Dumnezeu este interesat în primul rând de o relație cu noi care trebuie restaurată și apoi este interesat ca să avem un anumit comportament. Este un lucru fantastic. Dorința primară a lui Dumnezeu din veșnicie Văzându-ne și plănuind și permițând căderea în păcat, Dumnezeu din veșnicie a dorit în primul rând să fim restaurați în părtășie cu El. Dumnezeu nu a vrut să fim niște oameni ăștia moroconoși care trăim pe pământ. Cum e viața frate? Greu e frate, încerci să trăiești după Sfânta Scriptură, dar știi cum e pe pământ? E greu. Mai ales în București, unde sunt atâtea pofte și ispite. Greu, greu. Nu asta a vrut Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să te bucuri. Că ai fost rânduit, în primul rând, să fii înfiat și pentru că ești fiul Regelui Suprem, trebuie să trăiești într-un mod demn care îl reprezintă pe acest Rege. Și o vei face cu bucurie și mulțumire. Decretul înfierii vine înaintea decretului, înaintea decretului uh, Sfințirii. Șapte. Care este motivația alegerii lui Dumnezeu? De ce ne-a ales Dumnezeu? Că spune întrebarea, de ce m-a ales Dumnezeu pe mine? De ce nu a ales pe altul? De ce trec pe alții cu vederea? Și mai ales pe mine. De ce? Asta e expresia pe care o folosesc reformații cu privire la respingerea celorlalți. Unii zic, cred în predestinarea la iad, ca și cum Dumnezeu îi Duceți-vă în iad Și zic, nu vrem, nu vrem. Și zic, ba da, duceți-vă, că îmi place să ce duceți în iad. Nu există așa ceva în Biblie și este o caricaturizare diabolică, satanică. Nu există așa ceva în Biblie. Nu există așa ceva în realitate. Expresia folosită foarte finuță este că Dumnezeu i-a trecut cu vederea. Dar de ce i-a trecut Dumnezeu cu vederea? Biblia nu ne spune de ce a trecut Dumnezeu cu vederea. Biblia ne spune în schimb de ce ne-a ales Dumnezeu pe noi. Mirarea nu este de ce se duc oamenii în iad. Mirarea este de ce un singur om se va duce în cer. De ce? Și auziți de ce ne spune Scriptura. Scriptura ne spune așa. Că după ce în dragostea lui ne-a rânduit. Dar de ce ne-a iubit pe noi și nu pe alții? vrei să mergi cu întrebarea mai departe? Nu știu. Nu știu. Biblia spune că m-a ales pentru că m-a iubit. Dumnezeu n-a făcut un joc de șah. Dumnezeu n-a dat cu zarurile care e ieșit? Ăștia. Îi iau pe ăștia. Mai dau o dată. Cu ăștia ce să fac? Nu. Dumnezeu m-a ales din dragoste. De ce m-a ales pe mine din dragoste? Habar nu am. Știu un singur lucru, că n-am meritat dragostea lui, că n-am făcut nimica pentru ea și niciodată în viața aceasta nu voi putea și nici nu voi încerca să răsplătesc dragostea lui Dumnezeu. Că nu se poate. Ea e din eternitate, nu ține de noi. Este necondiționată dragostea lui Dumnezeu. 8. Care este criteriul alegerii? De ce ne alege Dumnezeu? De ce ne alege Dumnezeu? A, o expresie superbă, ia auziți ne-a rânduit mai dinainte să fim înfriați prin Iisus Hristos, sigur o să vă satisfacă expresia asta. După buna plăcere a voii sale. Frumos, nu? De ce înseamnă aia? Cu vor care e criteriul de separare? De ce pe ăla da, pe ăla nu? De ce? Cum a făcut Dumnezeu? A împărțit așa, 1, 1, 1, 1? De ce? Îi Dumnezeu drept? Care este criteriul după care Dumnezeu judecă? Biblia spune foarte clar aici că Dumnezeu n-a fost arbitrar. Spune, la un Dumnezeu, Dumnezeu, nu mă pot închina să spun, Dumnezeu arbitrar Biblia nu spune că e arbitrar arbitrar înseamnă să alegi, așa, iurea nu spune Biblia nici că Dumnezeu a făcut discriminare tu ce ești, blond? nu, tu, tu ce ești, negru, da n-a făcut Dumnezeu așa asta ar fi discriminare arbitrar înseamnă să nu ai un criteriu bine stabilit Dumnezeu n-a fost arbitrar pentru că ne-a revelat criteriul a spus după buna plăcerea voii sale adică că așa vreau eu te satisface răspunsul ăsta? Probabil că nu, dar nu contează, asta este revelația biblică. Așa a vrut Dumnezeu. Asta este, acesta este criteriul după care Dumnezeu ne-a ales. De ce ne-a ales Dumnezeu? Care este scopul final? Nu mântuirea este scopul final. Mântuirea este un scop secundar, dar nu final, ultim. Care este scopul alegerii? Ne-a ales este ducă predestinarea spre lauda slavei harului său pe care ni l-a dat în prea iubitul lui. Și ultimul lucru, care este meritul alegerii. Dumnezeu nu alege arbitrar. Sunt niște merite acolo, auziți de ce? ne ales, zice, spre lauda slavei harului său. Ce înseamnă harul? Nu zicem că harul este un dar nemeritat. Harul este mai mult decât un dar nemeritat. Poți să dai un, un dar nemeritat unui prieten. nu îl merită merite, dar i ai dat. Harul este ceva ce a, da, ce -a fost dat unor, unor rebeli, unor răzvrătiți unor oameni urători de Dumnezeu. Dumnezeu din veșnicie i-a iubit necondiționat și i-a mântuit. Și a făcut lucrul acesta, a decis lucrul acesta pe baza harului lui. Și întrebarea este, da' e drept ca Dumnezeu să dea har numai la unii? Cuvântul drept niciodată nu trebuie să stea lângă cuvântul har. Niciodată. Vrei dreptate? Dreptate înseamnă să ne ducem toți în iad. Har înseamnă că unii dintre cei care meritau să se ducă în iad, sunt în împărăția lui Dumnezeu. Și nu vă imaginați, că asta e cam imaginea care vine după o asemenea prelegere sau predică sau ce-o fi. Uh, asta înseamnă că Dumnezeu o lua câțiva puțin tăi acolo, eu o lua de deasupra așa și eu dus în cer. Nu, spune în Biblia, în Sfânta Scriptură, spune că numai din necazul cel mare, când întreabă de unde vin aceștia, din necazul cel mare. Și spune, că este o mulțime pe care nu o poate număra nimeni, nu doar din perioada necazului. Asta spune Scriptura în Apocalipsa. Nu vă imaginați cerul câțiva, o, o mulțime vreo 100 de kilometri, Păi, parcă întrezelezi pe cineva. De fapt, e o iluzie optică, cauza căldurii. Nu. Va fi o mulțime pe care nu o poate număra nimeni. Satan nu va câștiga în final. Și nu puneți la îndoială capacitatea lui Dumnezeu de a mântui. Am explicații, chiar să vă dovedeți matematic că vor fi mai mulți oameni în cer. Am câteva explicații, dar uh, nu e acum momentul. Însă, nu uitați, scopul este să fim activi în evangelizare, să fie mântuiți oamenii, scopul este să stăm în închinare înaintea lui Dumnezeu, să-L mulțumim, să-L binecuvântăm, scopul este să slujim de laudă slavei Harului Său. Drept era ca să ne ducem toți în iad, Har înseamnă că Dumnezeu, fără să merităm, ne ales ca să fim, să fim ai Lui. Scuză-mă, frate, că am întârziat atâta. Poți să citești ceva din mărturisirea de credință a fraților creștini pe Evanghelie? Ia auziți! Spune așa, mărturisirea de credință a fraților creștini după Evanghelie și este lucru cu care închei. Spune așa, despre totala depravare. Zice așa, omul căzând sub blestemul morții spirituale și fizice, corupt, total depravat în structura sa spirituală și morală. Și incapabil să aleagă sau să facă ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Ups! Frumos! Despre alegerea necondiționată. Noi credem și mărturisim că alegerea este actul suveran al lui Dumnezeu prin care, înainte de temerea lumii, el a pus deoparte pe cei pe care i-a chemat, i-a regenerat, i-a mântuit și i-a sfințit în Isus Hristos. Baza alegerii lui Dumnezeu este bună, plăcerea voii sale. Aleluia! Ispășirea Domnului Isus Hristos. Lucrarea precuce a Domnului Isus nu l-a făcut pe om capabil de a fi mântuit, ci l-a mântuit. Glorie Domnului! Har rezistibil. O, oh, super, și aici. Noi credem și mărturisim că nașterea din nou este o lucrare supranaturală a Duhului Sfânt, prin care îi sunt date omului o viață și o natură nouă. Aceasta se face, iau auziți numai, dacă vreați cineva, sola spiritul sau cum era, numai prin puterea Duhului Sfânt. Nu prin decizia ta. Perseverarea Sfinților. Noi credem și mărturisim că cei care au crezut în jertfa Domnului Isus și l-au pe Fiul lui Dumnezeu în viața lor, sunt mântuiți și au viața veșnică, nu vor avea. Toți cei născuți din nou sunt păstrați și păziți de Dumnezeu Tatăl pentru Domnul Isus Hristos. Această siguranță îi motivează pe credincioși să trăiască o viață de sfințenie și nici de cum o viață de compromis cu păcatul. Aveți doctrinele Harului, mărturisirea fraților creștini după Evanghelie. Sunteți singurul cult din România care aveți o mărturisire de credință, nu calvinistă, ci biblică. Amin.